a registrare Ciao. sai pornita Da Sadar Mariuca, continuăm discuția noastră. Să știi că dă tu două numere mai mici, nu așa mari, ca să înțelegem și mai bine. ok. Deci, ca număr de pliculețe. 12. Deci, Măriuca are 12 12. ori 2. Deci, Măriuca 12 pliculeții și Bubu orice număr. Oricine măcar se împartă. 4. 4 pliculețe. Și cu 4 ce să fac eu? Câte, pun câte 3 și cât fac o cană, nu? pune, dă-mi alt număr. Faci doar o cană și dacă tu faci doar o cană, atunci și eu trebuie să fac doar o cană. Sigur. Sigur că atunci... 30. 30. 30. Bun. Prea multe numere, nu pot să deci e greu să alegi una dintre așa multe. Păi da, nu prea avem de unde, nu? Deci, eu, tu ai 12 pliculețe și eu am 30. Acum, ia să vedem că... Cred că e nicio altă problemă acum. Că privește așa numerele acestea, oare chiar la întâmplare sau trebuie să existe? Mai ca Acum ai redat foarte clar, la întâmplare, între 30 și 12 diferența pare să fie de câte este? 18. 18, da? Deci eu am cu 18, 30 minus 12 egal cu 18 pliculețe. 18 la îndemână. În plus, acum eu în clipa în care pun câte 3, trebuie să le consum pe aceste 18 care le-am în plus. Vezi că nu chiar la întâmplare. Acum descoperim încă ceva foarte frumos. Bine. Eu punând câte 3, trebuie să am în vedere că față de 12 ale tale, am 18 în plus, nu? Pliculețe. Și pun, ar trebui să umplu 18 căni, eu. Dar tu punând numai câte două, doar 6 căni poți umple. Iar tu poți 10 cu câte 3. Dacă eu pun toate câte trei maxim putință, am nu posibilitatea să umplu 10. Deci problema asta nu are soluții. Hai să vedem de ce nu are soluții în condițiile în care... Eu am prea puține pliculețe. Așa este. Și ideea asta că să facem un număr de căni egale nu poate să intre în discuție. Problema nu poate să intre în discuție cu aceste două numere. Dar să vedem exact ce condiții ar trebui să îndeplinească numărul de pliculețe pentru ca problema să aibă sens. De unde începând în sus? Că vedem foarte bine, nu putem rezolva problema asta. Adică putem, sunt doar 6 căni, putem. Dar Dar piculețe, dacă da, n-are rost, trebuie să le consum pe toate. Așa a fost vorba. Consumăm toate pliculețele. Ca să le consumăm pe toate. Deci, jumătatea numărului. atunci, schimbăm
Ok, nu știu dacă asta o să fie un număr mai mare sau nu. Nu, nu, hai să vedem care să judecăm aici, la start. Deci tu poți, punând câte două, tu poți maxim șase. Maxim șase, da? Șase cărți. Maxim șase când poți face. Eu cum vreau să fac câte să fie un număr de căni egale și pot să pun maxim câte trei, atunci 3 ori 6, 18. Deci tu trebuie să ai în vedere să nu-mi dai mai mult de 18. Deci numărul de căni pe care poți să mi-l dai tu, numărul de plicuri pe okay, care... Ok, atunci 3... Maxim, să fie maxim... Uite, na, tu ai 30, eu am 20 și gata. Deci eu 30 și eu și 20. 20, apoi gata, 10 căni și s-au făcut exact. Gata, am rezolvat. Dar dacă îmi dai mie 30 și ceva, am greșit. Nu-i posibil. Da? Deci, practic, aici ai dat 20 ori la 2 și au făcut 10. Și 10 ori 3, 30. Dacă mi dai 31, 32, rămân. Nu pot să depășesc, nu pot să depășesc numărul de căni pe care îl faci tu maxim cu putință. La tine sunt 10 și atunci nu se poate mai mult. În concluzie, practic, tu iei un număr la întâmplare, da? Să zicem 27. Iarăși, ok. Așa. Și tu... Jumătatea lui 27 este... Jumătatea... N-are jumătate. Da, dacă rămâne una în plus, nu-i problemă, te descurci. Aceea o poți spune. Atunci... 26 parcă ar fi jumătate. Cel mai apropiat număr par de 27 este 26, 26 da? Da. 13. Deci, 20, partea întreaga lui 27, 27 supra 2, uite, pun partea întreagă, așa se notează în matematică, am zis eu odată, dar n-am mai insistat. Partea întreaga lui 27 împărțit 2 este 13. Și partea fracțională, adică zecimale, partea zecimală este 0,5. Deci, partea întreagă e 13 și tu atunci trebuie să-mi dai... Pentru mine, cel mult triplu, cel mult triplu, triplul 39, deci maxim ar fi egal cu 3 ori 13. Maxim. Dacă îmi dai mai mult de 39, nu mai pot face, nu mai putem face problema în cerințele acestea. Dar nu putem face problema în condițiile acestea. Dar tu îmi dai numai, să spunem, 34. 34 de plicuri pentru mine. Deci, încă o dată. În construcția problemei, tu iei un număr de plicuri. Partea întreagă al 27 pe 2 este 13, adică cel mai apropiat număr par de 27, 26 împărțit la 2, 13 și mie trebuie să-mi dai până la cel mult de 3 ori numărul ăsta. Și nu îmi dai 39, ci îmi dai pe 34, care e mai mic decât 39. Gata, asta trebuie să înțelegem. Acum problema are sens în formulare. Deci să se găsească numărul de căni cu ceai, pe care îl putem formula, îl putem forma, folosind câte două sau trei plicuri, epuizând numărul de plicuri, da? Și să se afle câte când putem forma. Și atunci începem problema în felul următor. Nu știm câte căni putem forma, dar
diferența dintre 39 și 27, deci 39 minus 27, diferența este de 12. Corect. Da, 12 pliculețe. Asta înseamnă că tu poți să pui 2, eu pun 3. Acest pliculeț în plus, deci eu am consumat față de tine, câte pliculețe am consumat? Deocamdată 1. Încep iarăși să mai pui tu 2 și eu pun 3. Din pliculețele, în total am consumat 6 acum, dar eu vreau să spun, față de tine care aveai 27, eu acum am 27, nu? Eu am 39, care înseamnă 27 plus 12. Și acest 12 îmi spun că iau 2 de aici, din grămada asta, ca și tine, și mai pun încă una de la mine. Deci 27 plus una din acele care le aveam în plus. 27 plus una. Și eu practic acum număr câte căni pot face foarte clar. Iată, consumăm una și încă una roșu, din cele 12 mai am încă 10. Și așa pot continua. Pot continua până când ajung la cea de-a 12-a cană, da? 12 căni, în care tu ai pus 2, iar eu pun 3. Deci vezi? Că eu știu din capul locului câte căni putem forma noi, deci câte căni putem forma, pentru că am acest 12, diferența. Eu câte, folosesc câte o cană, câte un pliculeț pentru cana asta, în față de tine, încă un pliculeț pentru cana asta. Și în sfârșit, mă duc până când epuizez pe cele 12 pliculețe, deci știu exact că am epuizat până acum 12, am făcut 12 căni. Tu, în lucrarea asta ai acum, cât ai? 12 ori 2. 12, că sunt 12 căni, ori 2, egal cu 24. Uh-huh. Da? 24. Și mai până la 27 pliculețe, încă 3. Deci ultima. Ultima pe care o așez, o rezolvi tu. Iată, pui 3 și tu ai terminat treaba. Eu n-aș mai avea voie să mai continui decât cu o singură cană și eu din coace de barajul ăsta. Dar știi câte pliculețe am eu la dispoziție acum? Deci, 0? Păi am consumat și eu până aici 12 ori 3, corect. 12 ori 3. 36. 36. Și eu aveam 39, nu? Nu, deci 34. Da. 34. Opa! Deci eu trebuia să mă opresc mai devreme. Nu, 39. Nu, 39 era max. Deci ce cu noi scăderea aia? Cu 39? 39 ne-a ieșit nouă de la mulțirea lui 13, partea întreagă cu 3. Și acum ar fi fost foarte bine dacă ar fi fost 39, se încheia foarte bine problema. Dar eu am consumate
12. Deci nu ești 39 minus 27. Nu trebuie să faci 34 minus 27? Păi eu asta, 34 minus... 34 cât mi-ai dat tu, mi-ai dat doar 34. Tu acolo ai zis 39, acolo unde a făcut scăderea. Ah, unde a făcut căderea, scăderea, am greșit. Trebuia să spun din cine, din Măriuca. Nu, din 34 trebuia scat. 34. Hai să mă 34, nu cât maxim era. 34 minus 27. Uite că am greșit. 34 minus 27, 7 din 14. Asta arată ca 9. Adică 9 aveam la dispoziție. Da. Adică... Ai țipat? Dacă 9 am la dispoziție, asta e a 9. Sănătate. Mulțumesc frumos. Nu, am crezut că ai țipat. Da. Deci 9, vezi tu, am scăzut din maxim cu putință, dar nu din 34 cât mi-ai dat. Din 34 trebuia să scad pe 27, îmi spuneam 9. 9 sunt de plicuri de consumat. Așa fac modificări de 34. Egal cu... 27 plus 9. E bine? Nu, nu e bine. Mulți 27. Stai. Nu. Dar nu e corect cum ai calculat, cred. Așa. Sau, stai, dar... ok. 4 arată ca un pic ca un 9, dar în fine. Hai să ne facem încă o dată. 7 nu se poate. Hai să facem încă o dată raționamentul. Corect. Deci, tu ai 27 la dispoziție, eu am 34. 34 minus 27 sunt 9. 9 pliculețe pe care le am la dispoziție înseamnă să umplem 9 căni împreună. Tu mergi simultan cu te două și ai consumat 9 ori 2. 9 ori 2 egal cu 18. Eu am consumat 9 ori 3, 27, da? Adică eu am consumat ca și tine 18, plus ălea roșii care le-am avut în plus, plus 9, egal cu 27. Și acum, din... Tu mai ai la dispoziție cât? 27 minus 18. Deci tu mai ai pentru epuizarea întregului lot de pliculețe 27 minus 18 și face cât? 9. Tu mai ai 9. Iar eu din 34 minus 27, 34, câte am avut de toate, scăzut 27, 3 ori 9, 27, 7 din 14, 7. Deci mai am 7 pliculețe. Tu, care mai ai 9, dincoace de bariera asta, cum ți le distribui tu din clipa asta ca noi să avem același număr? Deci, repetăm, Măriuca. 34 minus 27 e diferența de 9. Eu față de tine am 9 plicuri. De 9 sau de 7? Că acum numai... Deci câte am dat... Păi nu-i diferență de 7. 27 ai avut tu de pliculețe, da. Iar eu am luat 34, care trebuia să fie mai mic decât 39 și e bun. 34 da. Mai mic decât 39. Și acum, văzând că eu am cu 9 mai mult, atunci eu încep să pun câte 3. Dar nu înțeleg de ce 3 față de...
De ce 9? Ai făcut 34 minus 27. Acolo. Și ți-a dat 7. Și aici zici cu 9? Deci 34, câte am avut de toate, minus câte 3 punând, s-au întâmplat să fie tot aceleași 27 de aici, dar e o întâmplare, pur și simplu. Ah, ok, ok. Da? Eu spun 34 câte am eu la dispoziție, minus 333 de 9 ori 27. Și eu mai am 7 pliculețe. Deci pentru mine așa, am 7 pliculețe pe care trebuie să le pun. Da, aici. Tu ziceai 9. Care ai avut 27 de pliculețe și ai consumat 18, mai ai câte? 9. Pe care trebuie să le pui, dar în același număr de căni. Ok. Cum ți le așezi tu, cum le așez eu? Deci, mai încă și... Tu ai mai multe, vezi, față de mine. Atunci eu trebuie să pun de câte 3. Și păi pui 3 căni. Da. Și eu pun 2, 2 și pe urmă 3. Da. Deci tu pui câte 3 în continuare. Și eu pun 2, 2 și pe urmă 3. Sau invers, 3 și cu 2, 2 la sfârșit. Și cred că asta este clar rezolvarea. Răspunsul corect, câte căni am făcut împreună din toate plicurile astea? 6. 9 și încă 3 după aceea, nu? 9 până aici cu distribuția asta, 2 la tine tot timpul și 3 la mine, am ajuns la 9, după care, văzând diferența, la tine este de 9, din 27 am scăzut pe 18, 9, și la mine din 34 am scăzut pe 27 care le-am consumat, nu e vorba de 27 acela ce e consumul meu, 7. Și numărul 9 și 7 trebuie să fie distribuit acum. 9 și 7 erau pliculețele, noi nu trebuie să aflăm cănile? Păi sunt pliculețele și noi acum urmărim cum distribuim numărul acesta în continuare. Da, 3 căni cu câte 3 pliculețe pentru mine. Da. Și la tine, cum ai zis tu, un pliculeț cu 3 și restul cu 2. Și celelalte 2 cu 2. În total, câte căni am făcut? 6. Păi 9 până aici și încă 3. 6 sunt numai după aceea, dar fiecare am făcut câte 3. Tu ai făcut un 3 și eu un 3, dar eu vreau să gândesc că pe total eu am făcut 12 și la fel 12 tu. Nu-i bine 12? Ia mai analizează, se poate să nu fi greșit ceva, gândește-te. Tu ai zis că mai avem 9. Ok, nu. Spune-mi tu. Am înțeles. Doar acolo unde era 27 minus 12. Am crezut că era 11 acolo. 27. Sau acolo ce? 27 minus 18. Sau 18, da. Așa că e 2 ori 9. Da. Tu ai consumat câte 2.
pentru cele 9 căni, okay. 9-18, așa că din numărul de plicuri care ți-a fost repartizat, ți-au rămas în continuare pentru distribuție încă 9 plicuri. Mie mi-au rămas după ce am plecat, fiindcă aveam mai multe, am plecat la lucru și pun câte 3 pentru cele 9 căni, din nevoia de a epuiza diferența dintre 34 și 27, care este... Cât este? 34 minus 27. 7, nu? Da. Tare mai suntem amețiți, mă. Încă o dată, Mărica. Numai 7 căni puteam să fac. Diferența dintre 34 și 27 de 7 căni. Da. Ce s-o... Tu asta ai observat că eu... Nu înțeleg ce tot ziceai tu acolo. Da. Să știi că timbru vocii tale m-a anunțat că ceva nu ți era clar, dar tu din politețe nu vrei să fii foarte hotărâtă să spui nu mi-e clar aici. Și vreau să o faci de fiecare dată mai... Clar, dar nu înțelegeam ce ziceai. Ia uite, șterg aici tot. Și începem discuția din nou. Okay. Ca să fie foarte limpede. Spun așa. Am fixat un număr de plicuri la tine 27. Am de gând să mă duc repede un număr de plicuri la mine mai mare. Mai mare de la 27 încolo, adică. Dar cât de mare? Atenție! Pentru a vedea cât de mare, trebuie să vedem jumătatea lui 27, care am zis că este 13, deci partea întreagă a lui 27 supra 2 egal cu 13. Adică tu poți să umpli așa doar 12 căni. 13 căni, pardon. 13. Aceasta, 13 fiind din 12 să fie așa la tine. 12 ori 2 plus 1 ori 3 îți dă ție 24 și cu 3. 12 ori 2, 24 plus 3 egal cu 27. Deci numărul maxim de când pe care îl poți face tu înseamnă 13 căni. Deci tu poți să ai cel mult 13 căni din 27 de plicuri. Punând câte 2 și ultima cană cu 3. Eu trebuie să mă gândesc așa. Numărul meu de plicuri nu trebuie să fie mai mare decât 3. Deci numărul lui Bubu și mai mic sau egal. Mai mic sau egal cu 13 ori 3. Eu dacă pun în toate câte 3, înseamnă 39. Deci acum sunt foarte atent ca să nu dăm aici mai mult decât 39. Maxim cu puteam să dăm 39, dar după aia ar fi foarte simplă problema. Da, sigur că ar fi foarte simplă. Că aș pune numai pe 3 peste tot și ar fi 13 căni și ar fi problema rezolvată. Dar... Bine, doar la tine, că la mine nu. Sigur, așa este, cum ai spus, la tine în condiții maxime, așa cum ne propunem, ar însemna dacă... Ești obligată să începi cu 2, maxim 13 căni. Tu 13 căni mai mult nu poți face rost din asta. Mai puține poți să faci de 13 căni, că pui câte 3 și numărul scade. Și atunci eu am dat, aici e momentul de legătură, că trebuie să dau un număr mai mic decât 39. Deci Bubu trebuie să fie cu număr de căni între 27. Să nu fii ca la tine, că e problema simplă. Între 27 și 39. Și am dat 34.
Da? 34 este un număr cuprins între 27 și 39. Și problema are soluții. Și începem. Ca să ne dăm seama, scădem din 27, din 34 minus 27, 7 din 14, 7, și iată cum 7 sunt cănile dinpreună. Deci maxim 7, eu trebuie să pun 7 căni cu câte 3. Da? Deci 1, 2, 3, hai să vadă prietenii noștri, 4, 5, că nu sunt multe desenate, 6, 7. Da? Și eu pun dedesubt. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Eu chiar deci desenat. Până aici, Măriuca, din cauza că eu am 7 plicuri în plus, pentru cele 7 plicuri numără. Tu în 2, eu în 3. Tu în 2, eu în 3. Tu în 2, eu în 3. Cu roșu am să pun plicul cu, din pachetul ăsta de plus. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 și al treilea. Deci eu având 7 plicuri în plus, cele 7 plicuri îmi indică exact câte perechi de acestea vom avea. Punând de o 3, ele numără. Cele 7 plicuri îmi numără numărul de căni. Până aici, 7. Și acum să vedem cât am consumat. Tu ai consumat 7 ori 2. Deci tu consumi 7 ori 2, egal cu 14. Eu consum 7 ori 3. Da? 7 ori 3 este egal cu 21. Ce avem la dispoziție? Câte mai ai tu, câte mai am eu? Tu aveai 27, da? Și cât ai consumat? Consumate sunt. 14. Și atunci din 27 minus 14 egal cu 13. Mai ai 13 plicuri. Eu câte crezi că mai am? Ia să vedem. Pentru mine. 34 minus 21 egal cu cât? 13. Era neașteptat. Că dacă am consumat surplusul, avem în mod egal de aici încolo. Așa trebuie să se întâmple. Deci noi avem în mod egal numărul de plicuri. Că ce a fost în plus, le-am consumat aici, punând cu roșu, pentru cele 7 căni. În clipa asta, numărul de plicuri la dispoziție este egal și la tine și la mine. Și anume, cum le vom distribui? Mă gândesc la chestie. Deci avem 7 căni. Nu, nu, am terminat cu 7 căni. Am terminat. Da. Acum cele 13, cum vrei să le distribuim? Okay. Care e varianta care ai dori eu? Putem să mai, adăugăm căni. Da, căni în care să distribui. Mă gândeam să pun încă 6 căni. Bun, 6 căni. 6 căni cu câte? 5 dintre ele să aibă 2 și ultima 3. Corect. 2, 4, 5, 6. Deci, să ai în clipa asta
câte două în cele cinci și asta trei și ai consumat 10, așa. La fel sunt obligat și eu ca să mă duc după numărul de căni ale tale. Deci să mă duc după numărul de căni, să fac și mie 6, că numai dacă pun 6 și cu 7 fac 13 ca și tine. Deci decizia ta pentru distribuție mă obligă și pe mine, tot atât am și eu. Deci tot atât am și eu, fără să stau pe gânduri, am făcut la fel. Deci asta e prima distribuție a ta. Și la fel zic și eu, obligatoriu cu prima distribuție. Altă variantă pentru cele 13 căni. Imediat. Mai ai distribuții. Așa. Deși eu am tot 13 ca și tine, cum decizi tu înseamnă voi decide și eu identic. Ar fi, deci 9 plus 2. Cred că am una. Deci 3 căni cu cât sau câte? Nu. 5 căni. 5 căni? Cum le faci pe cele 5 căni? 3 dintre ele pun 3. 3 dintre ele pui 3. Ca să fie 9. Una deci pun cu 2. 3. Și ai consumat 9, mai ai 4. Obligată ești în celelalte 2. Deci în celelalte 2 să pui câte 2, nu? Da. Asta e a doua soluție. Vezi? E a doua soluție. Câte există? E să vedem. Hai să mai continuăm. A treia, la fel fac și eu. A treia soluție. Ia să vedem cum mai poți tu distribui pe cele 13. Deci neapărat îți trebuie una de 3, cum ai gândit data trecută. Mi-a plăcut foarte tare. Una de 3 și celălalt pe, din 13 și scăzut 3, s-a urmat 10 și ai pus 10 împărțit la 2, 5. Foarte bine. Poți să fii 2 de 3? Hai să facem analiza asta. 2. Să le luăm în per... ok. 2 de 3 ar fi 6. 13 minus 6. 7. Și 7 nu mai poți pune câte 2? Nu. Deci numărul celor de 3 trebuie să fie ori 1, ori 3. Da? Și să vedem dacă pot să fie...